Accidentul s-a petrecut pe strada Botoaia din Vișeul de Sus. Ieri, la ora 16:54 de minute, poliția orașului Vișeu de Sus a fost sesizată despre faptul că pe DN18 pe raza orașului a avut loc un accident de circulație soldat cu mai multe victime. La fața locului s-a constatat că o femeie în vârstă de 41 de ani, domiciliată în județul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism spre Vișeu de Jos, a efectuat virajul la stânga pentru a intra pe strada Botoaia din Vișeu de Sus, fără să se asigure suficient, moment în care a fost lovită în partea din stânga față de către autoturismul care se afla în depășire neregulamentară peste marcajul longitudinal continuu. La volanul acestuia se afla o tânără de 19 ani din Bogdan Vodă. Autoturismul acesteia a fost proiectat într-un capăt de podeț din dreptul unui imobil. În urma impactului, conducătoarea auto din Satu Mare, trei minori pasageri în autoturismul condus de aceasta și o pasageră în vârstă de 25 de ani din celălalt autoturism, au fost transportați la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, unde niciunul nu a necesitat internarea. Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero. Oamenii legii îndeamnă pe conducători auto să se asigure foarte bine înainte să se angajeze într-o depășire sau când schimbă direcția de mers.